Muzeul Județean Teuhari Antonescu a fost marți gazda unui eveniment inedit. Instituția de Cultură, în colaborare cu Penitenciarul de Maximă Siguranță Giurgiu, au organizat expoziția Arta din spatele gratiilor. Cu această ocazie, giurgiuvenii au putut admira o serie de picturi sau machete realizate de către deținuți în cadrul atelierelor ocupaționale. Prin această expoziție, intenționăm să prezentăm societății civile faptul că deținuții, în timpul executării pedepselor, întreprind astfel de acțiuni și identifică și descoperă talente, calități artistice care, prin sprijinul societății, și le pot valorifica și după punerea în libertate. Expoziția de astăzi este o expoziție cu vânzare. Banii care se obțin din vânzarea obiectelor expuse sunt utilizați pentru achiziționarea de materiale necesare desfășurării acestor activități ocupaționale. Acești deținuți sunt sprijiniți de către serviciul sectorului reintegrare să-și dezvolte abilitățile, sunt selecționați și să-și dezvolte talentul în vederea facilitării reintegrării în societate. Cristian Dragomir este închis la penitenciarul Giurgiu și își ocupă timpul rămas până la eliberare cu realizarea unor machete și a descoperit de curând acest talent. Înarmat cu răbdare, a reușit să creeze replici în miniatură ale turnului ceasornicului. Până acum a confecționat 10 astfel de machete. Hobby, am învățat aici. Penitenciar? Da. Nu știați deloc să faceți una? Nu. Și cât timp v-a luat să învățați aceste lucruri? Cam o săptămână. N-a fost greu. Doar să ai intenție. Ce material ați folosit la machetele dumneavoastră? Materii gips și ipsos. Este greu să le procurați? Vă ajută cei de acolo să le... Nu, ne ajută cei din penitenciar să le procurăm. Ce veți ieși și ce v-ați gândit să faceți? Să vedem ce oportunități am. Alți doi tineri, Matei Avramov și Cătălin Ionescu, realizează în închisoare machete ale unor case tradiționale din zone etnografice ale țării. Nici ei nu erau artiști în libertate. Nici măcar nu credeau că vor fi în stare să realizeze asemenea machete. O pasiune am descoperit în cadrul penitenciarului Giurgiu, datorită echipei de la educațional. N-am știut că putem să facem afară, ne ocupam cu totul altceva. Cu răbdare, cu migală, am reușit să le facem. Ce materiale folosiți și cât timp vă iau astfel de lucrare? Rebuturi de materiale și timpul e de la o casă la alta, la o machetă la alta, depinde cât de complex e. La maramureșeană mai mult, la dobrogeană mai puțin. Unde vă inspirați? Nu, v-am dat seama că nu ne, să zice, poate și după internet, dacă ne aduce din zona respectivă și noi o construim. Sau dacă nu, în cel mai rău caz... De la Muzeul Județean Teuhari Antonescu, expoziția s-ar putea muta la ruse, scopul final al proiectului fiind înfrățirea penitenciarului Giurgiu cu unul din Bulgaria pentru schimb de experiență. Alături de doamna director ajungerea integrării sociale și alături de directorul muzeului, încercăm ca această expoziție să o ducem la ruse, scopul nostru final fiind înfrățirea cu un penitenciar din Bulgaria pentru schimb de experiență, să vedem cum desfășoară procesul de integrare socială atât ei cât și noi, să avem un schimb de experiență astfel încât să ne îmbunătățim cunoștințele în acest domeniu.